Bună, Paul! Îmi pare bine că ai acceptat invitația mea de a avea o discuție la această nouă emisiune pe care o moderez, Oamenii de lângă noi. Și te-am ales pe tine nu doar pentru că suntem prieteni și chestia asta nu o ascundem, ci și pentru faptul că, efectiv, ceea ce faci tu reprezintă o continuare a unei povești. Și Cireșica pentru Oradea reprezintă, fără doar și poate, un element important, un element de istorie, hai să spunem, un loc foarte căutat, nu, înainte de 89 și care încetul cu încetul, așa cu pași mărunți, dar sigur, pe care doar tu știi să-i faci, încerci din nou să aduci renumele Cireșica acolo unde este locul. Da, te salut și eu, Teodora. Așa este, practic Cireșica își pune pe fațadă numele Cireșica doar din 2015, până atunci existând o altă denumire a locației, respectiv Dominion Cafe, iar din 1972 până în 2008-2009, pe fațada Cireșica scria doar Cafe Bar. Vreau să intrăm un pic în istoria acestei locații, care definește, nu-i așa, Oradea, toți orădenii de vârsta noastră, dacă vrei tu, și cei cu 10 ani mai mici, 10 ani mai experimentați decât noi, cunosc unde este locația Cireșica, unde este zona Cireșica. Practic definește un loc în care un manager foarte iscuțit și el, Dumnezeu să-l ierte, domnul Mircea Indrieș, a dus o reputație foarte bună a locației pe vremea lui Ceaușescu, el aflându-se într-o locație de gestiune la vremea respectivă, în raport cu autoritățile statului, unde, așa cum știm, umblau tot felul de legende urbane, dar era cert că cu o anumită abilitate de a cere sau face o comandă puteai să consumi un Pepsi pe terasă, existau niște țigări BT, Kent în biroul dânsului în spate, deci sunt niște povești care încep chiar din 1972-74, când s-au dat în folosință apartamentele deasupra restaurantului. În acea vreme nu funcționa sau nu era prevăzut neapărat ca și cafe-bar. Exista o locație în zonă, însă pe Bulevardul Transilvaniei, unde acele personaje care ajutau concetățenii să mute mobila, să care aragaze, butelii la vremea respectivă primite cu repartiție de la magazin până în blocurile nou construite de către sistemul comunist, își petreceau viacul. Să nu uităm și de cei care doreau să se aprovizioneze cu lignit, cu lemne pe timpul iernii. Aceștia practic foloseau căruțele și caii din dotare pentru a le transporta tot felul de obiecte, era un fel de maxi-taxi, dar cu animale. Ei, posesorul acestor utilaje, agregate trase de către cai, își petrece viacul aceea în zona aceasta, unde era o zonă mlăștinoasă a Parcului Magnolia de astăzi, până când, datorită unui incident neplăcut, în urma consumului de alcool, excesiv de alcool, unul dintre prietenii de pahar au tăiat beregata unui cal, iar un membru de partid într-o funcție foarte importantă, respectiv secretarul de partid de la vremea respectivă, a luat decizia de a închide acea locație și s-a luat decizia de a crea cofetăria Cireșica, care funcționa pe colț, după spusele vecinilor și clienților și actuale ai locației noastre. Iar ulterior, ceva mai târziu, la câțiva ani, s-a dat drumul și la cafe-bar. Cafe-bar care își continuă numele de Cireșica, iar totodată, din relația de rudenie pe care o avea managerul de atunci cu celebrul gâscan, celebrul fotbalist Nicolae Dobrin,
aceștia au continuat distracțiile pe care le făceau atât la Pitești cât și la, și la Cereșica din București. Exista așadar și Cereșica Pitești și Cereșica București. Desigur, astăzi mai există chiar și Cereșica Năvodari, adică sunt anumite locații care și-au păstrat denumirea. Iar asta practic am dorit și noi, să ne asumăm această grea moștenire, o locație de cartier în care nu avem prea multe pretenții, într-o locație de cartier, dar care oferă niște standarde la servicii, niște produse, o parte de vinuri foarte vastă și la, mă rog, actualizat la 2020. Adică să aveți încredere că nu, Cereșica de astăzi nu mai înseamnă decât o locație bine îngrijită, curată, cu personal absolut amabil și meniul și atât de mâncare cât și de băuturi este actualizat la cerințele consumatorilor din 2020. Tu ai terminat liceul economic exact pe această specializare cumva alimentară. Cred că ești printre puținii absolvenți care au urmat drumul, ca să spun așa, de jos, știi exact cum funcționează această afacere. Da, așa este. Sunt absolvent al liceului economic generație 1994-1998. Dirigintă a fost doamna Elena Ster. Într-adevăr, din această generație, practic sunt eu și soția mea, timp de care practic este alături de mine și ea este, nu-i așa, cea care mă sprijină și nevoia de a îmi satisface nevoia de sprijin în momentele grele. Iar de curând, din septembrie, în acest proiect s-a adăugat un alt coleg din aceeași generație, același, de fapt, colegul nostru din banca din spatele nostru, este vorba de Anton Cosmin. Anton Cosmin care, odată cu terminarea liceului, a intrat, nu și-a mai dorit să continue studiile și a dorit să se perfecționeze în dealele bucătăriei. Așadar, generația 1998 al liceului economic are doi reprezentanți în Cireșica astăzi, prin mine șef de restaurant și prin Anton Cosmin, așadar bucătar, care împreună dorim să încântăm oaspeții cu preparatele noastre. Așadar, generația de alimentație publică nu înseamnă doar prepararea preparatelor de bucătărie sau și cofetărie, ci înseamnă și tehnica servirii. Așadar, la momentul respectiv, în liceu economic, funcționa această secție care practic ne-a pus bazele unor principii care ulterior ne-am dezvoltat, atât Cosmin pe partea de bucătărie, cât eu ulterior continuu studiile, sunt licențiat în economie tot pe turism și servicii, deci cu aceeași orientare către servicii, iar astăzi pot să spun că în calitate de șef de restaurant și desigur și somelier ulterior am absolvit și un curs acreditat de către minister în privința asta. Îmi plac mai mult partea de servire, partea de socializare cu oamenii, în care să continuăm menirea practică a noastră, a restauratorilor, a celor care lucrează în gastronomie, de a educa, de a explica de ce gătim într-un fel, care este tehnica de gătire, care sunt asocierile cu vinul, de ce. Sigur, în funcție de curiozitățile fiecăruia. Se spune despre școala românească că este foarte teoretică. Ceea ce ai învățat până la urmă în teorie și în practică, la facultate, la liceu, poți să aplici și astăzi? Adică mai sunt de actualitate acele informații? Da, cu siguranță. Astăzi, când toată școala este practic online, aș vrea să fac un îndemn ministerului, dragii mei concetățeni, haideți să măcar școlile să fie offline. Adică eu sunt foarte circumspect în privința dobândirii de competențe și abilități ale elevilor atât de la clasa 0 până la masteranți,
în ceea ce privește niște noțiuni care nu țin neapărat de informații, pentru că acestea, sigur, astăzi, datorită tehnologiei, ne sunt foarte aproape, dar sunt chestiuni de didactică, de pedagogie pe care profesorii noștri în școala offline, în școala clasică, ne impregnează în comportamentul nostru și ulterior ne influențează. Ți-ai dorit să faci altceva? Nu. Practic, așa cum spuneam, dacă am terminat liceul economic, am terminat facultatea pe turism și servicii, ulterior mi-am continuat și studiile de somelier. Studiile mele nu rămân aici, adică nu vreau să se oprească aici. Întotdeauna sunt particip la tot felul de activități care presupune tangență cu industria gastronomică. Desigur, am și două cursuri de cafea făcute în Italia, iar numeroase participări la târguri și conferințe vis-a-vis de gastronomie, atât artă și tehnica gătitului, cât și partea asta de vinificare și tehnici de servire noi vis-a-vis de restaurante. Iar până la urmă, lucrul acesta pentru un profesionist nu trebuie să se oprească și cred că lucrul acesta poate să facă diferența între profesionalismul sau, mă rog, aducerea la zi cu toate cunoștințele pe care le-ai dobândit în trecut. Și da, astăzi nu mă văd să fac altceva decât a gestiona și a conduce o echipă, pentru că este vorba și de o echipă aici, nu este vorba doar de șeful de restaurant. Da, șeful de restaurant se subordonează administratorului, însă sub șeful de restaurant, ca și în oricare altă organigramă, sunt bucătar șef, sunt șef de sală, șef de tură, sunt alți oameni care răspund fiecare pe departamentul lui. Îți place să riști? În afacere, mă refer. Riscul, da, este o necesitate, practic, pentru un antreprenor. Trebuie tot timpul să anticipezi, trebuie tot timpul să prevezi ce se va întâmpla. Nu sunt de acord, chiar dacă oarecum așa sunt orientat ca și structură, ca și gândire economică către socialism, în care ne dorim ca fiecare să aibă un venit și o recompensare din partea societății. Cu toate astea, nu sunt un antreprenor care așteaptă să vină statul, să ne dea granturi, să ne dea IMM Invest, să ne dea tot felul de lucruri pe care ulterior să le accesăm destul de greu. Deci, din punctul meu de vedere, un antreprenor trebuie să-și asume foarte multe riscuri și să nu aștepte să primească de la stat, nu știu ce, vreo minune în acest sens. De ce pun această întrebare? Pentru că am ales să filmăm aici, aproape de Cireșica, nou magazin de cadouri pe care l-ai deschis în plină pandemie. Recent, la începutul lunii octombrie, s-a deschis Licore. De unde această idee și de unde acest curaj până la urmă? Cred că toată lumea ți-a spus că ai foarte mult curaj să faci acest gest acum. Da, așa este. Chiar au fost persoane și apropiați care au categorizat acest lucru. Ai avut tupeu, ai avut mare curaj să faci acest lucru. Da, am avut. Cred în acest proiect. Este vorba despre un magazin specializat de băuturi alcoolice, spiritoase, vinuri, bere, răcoritoare. Asta într-o primă încăpere. În cealaltă încăpere avem aici unde de fapt filmăm, este partea de cameră non-alcool, care cuprinde cafea, ceai, ciocolată, cacao, miere cu tot felul de arome. Iar practic lucru sau conceptul care definește magazinul este partea de cadouri, unde Oradea am găsit o nișă sau o lipsă a coșurilor cadou pe care noi le oferim pe tot parcursul anului. Așadar, când cineva își dorește să facă un cadou și nu știe exact ce și cum, de unde să își procure, noi avem disponibilitatea pe tot parcursul anului. Într-adevăr, mai există tot felul de coșuri pe la Panetone, de la Panetone cu ceva vin, nu neapărat românesc.
în lanțurile de magazine internaționale, însă noi aici la Cerișica toate coșurile pe care le asamblăm pentru vânzare, punem în ele doar vinuri românești. Încercăm în primul rând să fie locale, dar în primul rând sau nu în ultimul rând trebuie să fie românești. Aici la Cireșica, în perioada dinainte de pandemie, a organizat foarte multe degustări și tocmai în ideea de a promova vinul românesc. Și aceste acțiuni pe care tu și încă o, hai să spunem, încă o societate de profil din Oradea organiza aceste evenimente, cumva ați făcut cunoscut vinul românesc, hai să spunem pe cea dreaptă. Cât de mult crezi că toate aceste obiceiuri pe care le-am avut dinainte de pandemie cumva vor reveni încetul la normal și oamenii care au fost loiali, da, acestor evenimente se vor reîntoarce, vor avea curajul? Sau când crezi de fapt, când estimezi tu că toată această situație se va încheia și vom intra în normalitate? Tocmai pentru că vinul aduce prietenii la un loc. Da, cu siguranță că această nevoie de socializare care această pandemie o dezbină, da? Datorită restricțiilor impuse de către guvern. Noi astăzi nu ne mai putem întâlni într-un cadru organizat în care să beneficiem de serviciile unui restaurant, adică niște ospătari să ne pună la dispoziție preparate alese, vinuri de excepție cu servite în pahare corespunzătoare. Iar vis-a-vis de timp, da, cred că în aceste două luni, noiembrie și decembrie anului 2020, vor fi câteva reticențe vis-a-vis de comenzile la domiciliu, vis-a-vis de vin și, desigur, există o interdicție în a organiza evenimente private, așadar nici măcar ziua de naștere noastră nu mai avem voie să organizăm, nici nu știu ce e prevede legea, dacă avem voi două, trei persoane, nu am o explicație din partea autorităților, autorități pe care eu le vizitez în fiecare săptămână datorită controalelor foarte dese, de parcă, nu știu, acest COVID sau este prezent doar în restaurantele închise, cu sala închisă, unde funcționează doar în regim de delivery, există prezent COVID-ul. Așadar, odată ce autoritățile vor permite petrecerile chiar de 6-8-10 persoane, cred că pasiunea pentru vin va fi reactivată la consumatorii de acest produs, și anume să nu uităm totuși că vinul este menționat de atâtea ori în Biblie. Vinul până la urmă este o licoare care este recomandată chiar de către Iisus Hristos, da? Beți această băutură care este sânge din sângele meu. Așadar, nu cred că acest lucru dat de Dumnezeu ne va sau se va opri în a fi consumat. Recent ai făcut un îndemn pe pagina ta de Facebook unde a îndemna pe orădeni și nu numai, dacă pot să spun așa, să cumpere, să facă comenzi și de la celelalte restaurante. De unde această idee? Asta a fost cumva un strigăt către unitate, din punctul meu de vedere. Așa este. Până la urmă, în aceste momente, practic, ideea a venit de la faptul că avem și noi colegi care au, de exemplu, o colegă de-a mea are o mămică care lucrează la Piața Nouă, a cărei mămică lucrează la Piața Nouă. Așadar, am un vecin care lucrează șofer la Due Fratelii, adică sunt o grămadă de persoane care sunt apropiate de către mine și lucrează în alte locații, care în aceste momente sunt și ele greu încercate de această pandemie. Prin urmare, nu cred că este suficient doar un singur restaurant sau 5 restaurante să supraviețuiesc acestei pandemii, iar dacă, da, într-adevăr există o unitate în ceea ce privește echipa fiecărui restaurant, adică și patronii și angajații înțeleg situația dificilă prin care trece toată lumea,
Cred că trebuie să existe și această unitate și acest îndemn. Sunt eu personal am o relație cordială cu multe dintre locațiile pe care le-am enumerat. Îmi cer scuze pentru cei care nu am apucat să enumăr, dar cu siguranță că au înțeles că este vorba de îndemnul meu de a comanda de la toată lumea în dorința de a înțelege cât de important este pentru orădeni să comande. Și nu numai de la restaurantele orădene cu capital orădena, așa cum spuneam acolo în demn, ci și de la McDonald's, pentru că și la McDonald's noi avem o vecină a cărui fată, studentă fiind, lucrează la McDonald's. Da, într-adevăr, și ei, și acea vecină a noastră are nevoie de locul ei de muncă. Care este filozofia ta de viață, acum ca ultimă întrebare? Filozofia. Cred că foarte important este să credem în Dumnezeu, foarte important este să urmărim doar calitatea și să nu uităm niciodată familia. Îți mulțumesc, Paul, că ai acceptat invitația mea de a discuta aici foarte deschis la oamenii de lângă noi. Și îți doresc mult succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc mult!